Bun, trepiedul nu l-am cu mine, dar am hamul. Hai că mă bag în ăsta mare, să vedem ce zice el. Hai să vedem. Dăm fum acolo. Aici a fost cineva și eu a adus magazia asta mare. Adică corp de 1 pe 1. Eu pus și turtă, dar turtă nu-i trebuie. Hai să vedem. De cât timp le-au pus? Le-au pus de o săptămână. Nu știu dacă o no. Așa e? Ia uite cum avem albine în el. Să vedem, găsăm regina, nici nu-i dau fum sus. Și mă duc direct în mijloc. Poate găsăm regina aici. Am mai făcut unul mai devreme și era pontat. Hai să vedem asta. E pontat sau încă nu? Aparent nu e pontat, au băgat ceva nectar. Ori o adus de jos. Asta nu e pontat. Cel puțin nu văd aici. Pregătit să vede unde nu stă albina. Cum e pregătit. Hai să mă mai uit la o ramă. Dar situația e destul de clară. Dacă nu-i pontat în mijloc, nici aici nu-i pontat. Nu, și aici încă nici nu-i gata de construit. Nu, capacul și ăla păstă și pavajul, știi? Deci nu avem asta. Mai departe. Deci tupul ăsta făcea barbă. De-aia i s-o dublat căsuța. Așa. Hai să iau ăsta. Să-l pun aici. Sper să nu pice. Așa. Bun. Așa, încă nu-i pune ăla că vreau să ridic. Așa. A, uite ce e acolo. Mamă mie. Oare l-am ridicat prea sus? Mai văd ceva cu camera. Mi-l ridic așa sus. Mi-l pun pe ăsta altul ca să nu mă plec, să stau cu spatele mai drept. De aici. Bun. No, hai să vedem. Odată și odată să-i tai astea care mă încurcă. Hai, nu văd nimic. Așa. Și să încep să scot ramele din el. Puie de trântori pe ultima ramă. Da? Oh, perfect. Colegul și văzut regina. Da, uite că o văd aici.
Așa. Așa. Mă, dar ce de trântori are, mă? Hai să mai scotem ora, mă, să vedem, nu-s prea mulți trânturi. Care și pui normal? Am văzut care și pui normal. Da, nu, la margine. E ok. Am făcut-o pe margine. Mai e să extind, ca mi-e tot. Bun. Așa, noi aveți. Nu mă vreau să mai vad. Da. Da, dar următoarea o văd faină. Deci acolo ramelele cred că au fost. Se vede. Că e puietul bun. Și polen. Numai că ramelele au fost rame strâmbe, uite. Ce puiet are. Se vede. Bun, am plecat la următorul, de aici te descurci. De aici, colegul, preia ștafeta. Mă duc la următorul. Eu îi caut reginele. Și colegul face operația după aia. Și anume ăștia îi pregătim în același timp pentru client, pentru vânzare. Trebuie să le rămână 3 rame de puiete. Și cum suntem numai 2, n-am mai găsit un om să vină la lucru. Ne descurcăm cum putem, deci suntem puțin în întârziere. Stupii au crescut prea mari, trebuie să-i slăbim un pic, pentru că așa e contractul, să fie 3 rame de puieți. Și noi le lăsăm 3 rame de puieți. Surplusul, opa, din surplus facem roiuri. Asta fac eu toată ziua. Turtița, care a fost dată cândva prin februarie, turtița podișor. Atât au avut, doar un jumătate de kilogram, nu mai multe. N-am apucat să vin și a doua oră. Uite cum au miere. Aici, nu. De unde să-l apuc pe ăsta? De undeva trebuie să-l apuc. Prima ramă o scot mai greu. Și frec un pic albinele. Dar asta e. Mă rog să nu fie regina acolo. Ia uite ce puiet frumos are asta. Larve. Frumos. Puiet frumos, miere, polen. Da, ce trebuie. Așa. Regina. Asta, da, asta are puiet fain. Nu-i regina. Na, și totodată le marchez, trebuie să le marchez. Deci oricum trebuie să-i caut regina. Astea sunt regine făcute de noi, direct în roinița asta. Anul trecut. Hai că un pic urămierea. Uite regina. Uite acolo, la vârful la dalta mea, aici. Acolo. Altceva vroiam să vă arăt. Când e chestia asta aici, acolo avem o molie. Uite. Hai, ieși afară. Uite molia. Cred că s-o văzut. Și o iau și o omor. Și o arunc. Asta e.
N-avem ce face. Problema e că eu când pun turta pe ele, pe stupi, rămâne aici un spațiu. Vezi și aici, este urmă de molie. Rămâne un spațiu foarte mic unde albina nu poate să intre, din cauza că e turta. Și ambalajul de la turta. Nu știu dacă am filmat. Și atunci, acolo, moliile la noi se fac una, două. Mamă, ce bate vântul. Suflă capacele de pe remorcă. Cam asta e situația. Eu o las aici, mă duc la următorul. Hai, vă mai țin la încă un stup. Hai să vă mai țin la încă un stup. Hai să mergem la ala mare. Să vedem ce-o făcut. Am găsit-o aici. Dăm un pic de fum aici la colego. Puieți, fain, aia trece, i-am scos. Și aici ai un capac cu miere. Cum? Hai să mergem la asta, turnul ăsta, îl văd mai micuț un picuț. Zahărul iarăși, care abia au făcut o scopitură albinele. Ha, nimic, nimic. După cum l-am văzut că e mai mic. Da, asta e. Așa. Curăț capacele astea, că nu-mi place. Crestăturile astea pe ele. Ce? Au stat într-un loc mai mult decât în astea. A. Deci ăsta e gol. Are ceva, dar... N-are rost să mă... Oh, nu-i chiar gol. Ia uite cum arată stupul. Hai de mine. Nu e chiar gol. Ia uite. Hai că las deoparte și apoi vedem. Așa. Stai acolo frumos. Să nu pleci nicăieri. Dă-mi masa aia. Așa. Respectiv stupul. Ah, când văd câte unul așa mare, mă gândesc de unde să mă apuc de el. Nici nu știu de unde să mă apuc de el. Dar trebuie să-l iau dintr-un capăt. Asta e clar. Atunci, și încetuți, finuți, cu grijă. Să nu prea strivesc albine. Și mai ales să nu strivesc regina, dacă se poate. Trebuie să scot o ramă. După aia restul jucărie.
uita cum am frecat. Asta e. N-am cum altcumva. Haide, așa aici am frecat un pic. Aici nu știu ce mai e. Nu. Numai 3 rame am scos din ăla. Așa. Hai să vedem. Au, ce m-a înțepat. Ce m-a înțepat direct în deget. Dar din cauza mea că am strivit-o eu când am prins rama. Nu iau o viniță mă înțeapă că eu m-am aruncat în gura leului. Nu văd. Mere mai departe. Mergem mai departe. Așa. Așa. Opa, aici ai, da, am văzut-o deja. Uite, o ramă de larve. Aici larve. Și aici căpăcit aici. Deci tot patria rama am găsit-o. Ia uite. Ăsta sare un pic la înțepat. Ala tău? Mă, și de la mine mai sare câte una. Hai să marcăm regina noastră. Așa. Și asta e. Gata și cu asta. Bun. Nu știu dacă mai are rost să filmez, asta fac în continuu. De la unul mă duc la altul. Vă doresc o primăvară bună. La mine suflă vântul. Nu știu dacă se aude pe telefon. Dar pomii se mișcă stânga-dreapta, stânga-dreapta. Nu știu cât se observă. Vă doresc o primăvară bună. Mai bună ca a mea. La mine e lanul de rapiță lângă. Și stupina asta, să-i spun că asta culege ceva. Dar ieri am fost în alte stupine că, ai, 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 uscăciune. Uscăciune. Și cu rapița lângă ele. Bun, vă salut și vă doresc toate cele bune.